Inițial, compania Kvasserv a notificat 4 asociații de proprietari care aveau datorii vechi de 70.000 de lei, întrucât nu achitaseră nicio factură de apă din acest an. Aceste asociații au fost somate, în primul rând, scris, în urmă cu mai bine de o lună de zile, însă nu au dat niciun semn, nu au depus niciun efort pentru a-și achita datoriile către compania Kvasserv, iar din această cauză, 4 asociații au fost somate public și prin intermediul presei că, începând cu data de 6 aprilie, se va asista furnizarea pe potabile. Din fericire, am putea spune, 2 dintre aceste asociații au reacționat în ultimul moment. Celelalte 2 asociații însă nu au fost sensibilizate de anunțul că li se va asista furnizarea apei potabile și nu au virat nici după somație măcar o parte din datoria acumulată. În cazul de față sunt asociații care au datorii mai vechi, iar în ultimele luni nu au făcut nicio plată către compania Kvasserv. Din această cauză, după cum vă spuneam, se ajunge la măsura extremă, dar legală, de asistare apei potabile. Noi sperăm în continuare ca până mâine, când este termenul limită, aceste asociații să reacționeze și să-și achite datoriile. Dacă se ajunge la asistare, locuitorii din blocurile vizate trebuie să-și asigure rezerve de apă în cantități suficiente pentru acoperirea necesarului fiziologic, igiene personale și preparării hranei, dar și să-și achite obligațiile restante față de asociații. Toate asociațiile care vor acumula restanțe de peste 90 de zile vor ajunge în această situație.